Angajații fostei întreprinderi Celrom s-au strâns astăzi la ușa prefectului pentru a-i cere acestuia să le faciliteze obținerea salariilor restante. Oamenii nu au renunțat însă nici la ideea că ar putea fi reluată producția în combinat. Lupta noastră acum este să luăm acei bani care îi avem promiși. Sunt șanse să pornească întreprinderea? Șanse sunt destul de mari șansele. Problema se pune în felul următor, că din punct de vedere tehnologic nu o să putem porni combinatul iarna. Dar ar fi foarte bine dacă am reușit să intrăm un număr de salariați, să facem revizie măcar. Foștii angajați ai Celrom așteaptă de mai bine de un an să își primească salariile restante. Au terminat și șomajul, așa că se gândesc cu teamă la apropierea sărbătorilor. Cel mai probabil nu vor avea ce să pună copiilor pe masă de Crăciun. Ne-a promis domnul Chiar că ne dă. Păi foarte important că noi am terminat șomajul, am ieșit din șomaj pe 18, mai avem ce mai avem de primit în decembrie, o jumătate de șomaj. Este foarte important, mai ales că vin și sărbătorile de iarnă, mulți dintre noi au copii, nu lucrează ambii din familie, au datorii la bănci. Normal că ar fi binevenit acești bani, pentru că ei ne mint de atâta timp. Că nu se privatizează, că este la vânzare, că a zis ca o ofertă și n-a fost, acum automat omul suferă, are speranța, sunt niște bani de primit, care e o sumă foarte mare. Sunt șanse ca oamenii să-și primească o parte dintre restanțele salariale, însă nu există certitudini în acest sens. La fel de nesigură este în continuare varianta că producția să poată fi reluată în combinat. Administratorii judiciari sunt obligați să le dea banii. Din vânzările care le fac din fabrică, o cotă parte se duc la salarii. De fapt, prima parte se duc la salarii. Așa spune legea. Deci nu sunt șanse, e o obligație administratorului judiciar ca acest salariat să-și ia salariile. Există variante ca salariații celor să primească acești bani până de sărbători? Obligatoriu, pentru că din ce cunosc la ora aceasta s-au vândut anumite lucruri din fabrică, normal că trebuie să-și primească și salariile. Repornirea combinatului Celrom rămâne în continuare o provocare pentru autoritățile locale. Cei mai interesați de reluarea producției sunt însă foștii angajați care nu și-au mai primit salariile de mai bine de un an.